dăm start celui mai așteptat concurs. Fiecare pereche formată în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim va lupta pentru marele premiu, o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales de telespectatori prin voturile exprimate pe site-ul căsătorim.md. Perechea care va acumula cele mai multe voturi va pleca într-o vacanță de vis. Chiar tu poți fi cel care decide soarta marelui premiu. Baftă tuturor! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori postului de televiziune TV6. Exact. Sunteți în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Unica emisiune națională în care încercăm să unim destinile, iar eu sunt Lenusa Gheorghiță, eu sunt cea care vă propune să rămâneți alături de noi pentru această oră. Dăm start acestei emisiuni și facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Alexei, Vladislav și Cristian. Eroina principală este Anastasia. Haideți cu toții să încercăm să unim destinele. Anastasia, 25 de ani. Visul ei era să devină jurnalistă, dar stelele s-au aliniat altfel și s-a făcut social media manager. Este activă pe Instagram, face voluntariat, îi place să cânte și adoră jocurile de societate. Preîntâmpină că fumează, înjură și poate sări la bătaie. Dar în fiecare zi lucrează pentru a deveni mai bună. Adoră pisicile, a adăpostit deja multe feline acasă și atenție, nu are de gând să se debaraseze de ele. Își dorește doi copii, unul dintre care planifică să-l înfieze, dacă soțul va fi de acord. Relația precedentă s-a destrămat aproape în ajunul nunții, deoarece iubitul ei nu știa ce vrea. Acum el are deja o altă relație. 25 de ani, Anastasia, licențiată în jurnalism, masterat în psihologie și muncește în domeniul cu rețelele de socializare. Salut! Salut! Ia povestește în acest capitol ce și cum, de unde e legământul ăsta? Cu social media? Exact. Treptat am ajuns. Am început cu alimentația publică. Prima treaptă și după aia cu a doua. Da. Și treptat am ajuns la social media. Sunt rețele de socializare, duc pagini. Din asta se câștigă bine? Normal. Câte pagini duci? Nu știu, am pierdut contul. Numărul. Dar ce înseamnă duc pagini? Deci cum ar fi, vine un artist, ori vine un om care vrea să facă public, da? Vine o companie sau... A, chiar companie? Companie, da. Uh-huh. Și le prestez servicii de social media, fac content, scriu texte, postez... Deci ce înseamnă online-ul? Da. Tu ești freelancer? Eram până curând, până de curând. S-a nervat și s-a făcut altfel. Am spus că niciodată nu o să activez în oficiu, dar acum nu știu cum s-a întors, când place. Și cum te simți tu în restricții? Super, nu mă simt restricționată, deoarece îmi place. Tu zici că ești activă, ești voluntară și cea mai importantă, ai multe, multe pisici. Multe astea cât ar fi? La moment 3, dar am avut într-o perioadă 5 pisici. Ce ai făcut cu celelalte două? Toate ale din păcate, toate ale mele le-am luat din stradă, două au decedat. Tu ai afirmat clar că orice nu s-ar întâmpla în viața ta privată, tu niciodată nu o să renunți la psihicile tale. Niciodată. Nu zi niciodată. Da, dar eu mi-am asumat responsabilitatea și am grijă pentru de pentru că eu cunosc personal pe cineva care, când s-a căsătorit, a apărut un bebeluș, a fost nevoită să... A să-l închiriez apartament aparte. De unde dragostea asta de a avea grijă? De a avea grijă de animăluțe, de sufletelele astea mici? Din tot timpul eram așa, părinții mei tot iubesc animale, mama are două pisici, un otan și o pisică, tata are cățel și pisică. Tu zici că închiriezi un apartament în care ai posibilitatea să ții patru piezii tăi, da? Uh-huh. Filinile alea frumoase și pufoase. Uh-huh. Tu te lauzi că tu ești pe... Ai un mașină, un BMW, mai bine zis. Eu nu mă laud. Așa. Lenuța te laude. Da. Și tot îl zici că ai muncit și ai realizat de sine stăcător. De unde bani? Doar din online? Din online, din... Cât să câștigă? M-au ajutat rudele. Ce rude te-au ajutat? Că eu câte rudeam... Dar eu sunt unic cu copil, așa că pe mine m-am ajutat. Și eu sunt cu copil la mama și oricum. Eu am multe rude. Ce le sună fiecare? Băi, salut, este ziua mea. Nu trebuie să-i sun. Dar eu am urmărit acum recent, când tu, personal, mergeai prin stradă și ofereai oamenilor bani. Da.
Asta a fost o donație din partea unei persoane care a vrut să facă un lucru bun și m-a rugat. Adică nu erau banii tăi personali. Dar ce înseamnă, stai un pic, o persoană care a vrut să facă un lucru bun? Păi dacă vrei un lucru bun, tu ești la un orfelinat, te duci la un azil de bătrâni. De ce să dai bani? Hai, fiecare, care vrea? De ce nu ai sunat pe mine să-mi spui că uite pe stradă și eu să fiu eu mâine? Noi mergem și la aziluri de animale și la orfelinate am fost în experiența mea. Noi, asta cine? De fiecare dată diferit. Activam într-o companie și noi făceam donații la aziluri cu copii. Ai avut o relație frumoasă de 2 ani și jumătate. Ai fost cerută în căsătorie. A stabilit deja data, nunta, restaurantul, locația, nenașa, ați găsit? Da. Tot era găsit. Deci, ce s-a întâmplat? Unde a fost structura și de ce fostul tău a găsit timp și a întemeiat o altă relație? Practic, în vizorul tău. Habar nu am, dacă sincer. Așa a fost să fie, cred că. O bună parte din fete te urmăresc acum și vreau să, își doresc extrem mult să afle. De ce? Cum? Unde nu a mers? Cum ai aflat că el te înșală? Te-a înșelat? Da. Am aflat din greșeală. Din greșeală asta cum ai, ai umblat la telefon? Din telefonul lui. Eu pe tare chestii de genul nu mă ocup, dar am avut motive. Am aflat și așa a fost să fie. Povestește-ne, trebuie amănunte, ne trebuie. Cum adică am aflat? Eu știu, eu mă duc acasă să verific telefonul la bărbatul meu, știu. Și nu trebuie. Nu recomand să verificați telefonul. Tu ai știut persoana ce e cu care el te-a înșelat? Personal nu. Dar ce recomanzi? De a trăi așa în neștiință? Sincer, nu știu ce să recomand, dar nu recomand să... Eu nu cred că ești persoana care, cu care te împărți. Dar eu nu cred o chestie, nu înțeleg o chestie și fel de bărbat ai avut tu, care, având acasă așa o fată frumoasă, era deja data anunță stabilită, restaurantul plătit și na, el vrea să umble slobă, domnul. Na. Vreau să o salut pe cea care cu siguranță știe ce și cum n-a fost și de ce a fost. Ești prietena lui Anastasia și îți spune Victoria, 10 ani sunt desprietene. Salut! Da, bună! Eu m-am informat că știu, eu muncești în domeniul de altfel care jobul ei. Ia zi, tu cum crezi? Ce nu a mers? Ce a făcut băiatul celălalt? Ce a greșit? Sau poate a greșit ea? L-am iubit prea mult, cred. A iubi, ăsta nu e ceva rău. Dar când se întâmplă o ruptură, cineva este divin, nu doar unul. S-a iubit. De acord. Вряд ли измена пошла от большой любви. Это много факторов могло повлиять. Это просто могли устать друг от друга. Либо это у него не была искренняя взаимная любовь. Всякое может быть. Da, sunt ambii de vină, evident, dar problema este că... De ce sunt ambii de vină? Eu nu mă consider că sunt de vină. De ce tu ești de vină? Tu ești atât de perfect, atât de frumoasă, atât de gingășă, plină de... Marie, care obicei de obicei de laudă. Nu, tu ai povestit că tu poți să sari la bătaie. Asta e altă latră. Dar în general, cum el... De ce tu poți să fii de vină ca el să te înșele? Păi să ascultăm versiunea lui Victoria. De ce? Cum am menționat și Anastasia, problema cea mai mare a fost că omul a fost prea tare iubit și el s-a săturat de această dragoste și probabil asta a fost problema. A căutat senzații noi. A găsit? Da, omul tot timpul are nevoie de dramă. Și probabil acum, prezent, ați lăsat loc de bună ziua? Vă mai vorbiți? Vă mai scriți? Te mai interesezi de când de pe un profil fals vezi ce face cu cine? Niciodată nu mă interesez de pe profilurile Victoria, false. Ce te-a făcut cu tine să râzi? Ne vedem din când în când. Unde? Așa s-a întâmplat că am început să lucrăm în aceeași companie. Da, dar lucrez cu persoana care atât de tare a făcut să suferi într-o companie. Asta e chiar trebuie să ai o tărie de caracter. Asta s-a întâmplat vara trecută? Da. Acum, câteva luni în urmă. Da. Cum a reacționat părinții tăi? Cum a reacționat? Erau mereu alături, dar știau că mai bine să mă lase singură cu mine să trec peste. Credeam că o să fie mai complicat, dar am pornit rațiune. Pentru că toate problemele în cuplurile de obicei apar și la părinți. Părinții lui sunt persoane de aur. Nu a fost nicio problemă cu părinții, nu știu cum au reacționat ei, habar nu am, dar... Anastasia, cu soarele tău, deci fiind născut în zodia Balanță și având Marte în Leu, eu îți recomand să te iubești pe tine, în primul rând. Toți îmi recomandă asta, dar eu mai mult iubesc pe alții decât pe mine. Va veni timpul când te vei regăsi cu adevărat și ai să te iubești cu adevărat. Probabil când vei naște un copil sau când te vei maturiza. Eu propun așa pentru că este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaște pe potențialul Mirii cu numărul 1. Ia să-l vedem, poate cine știe. El este tocmai potențial bun.
pentru Anastasia. Rămâneți alături de noi! Salut! Mă numesc Alexei. Încântat, Anastasia. Îmi pare bine de cunoștință și vreau să-ți ofer cadou. Mersi! Buchete. Alexei, 24 de ani, este kinetoterapeut. A absolvit Universitatea de Educație Fizică și Sport din Capitală. Este pasionat de arta barmanului, mai exact îi place să prepare tot felul de cocktailuri. Este mândru de studiile sale, de profesia pe care o are și vrea să-și continue evoluția în domeniul medicinei. Preîntâmpină că nu are de gând să se schimbe de dragul nimănui. Recunoaște că atunci când comunică, nu-i place să privească oamenii drept în ochi. Este în căutarea unei fete a cărei deviză în viață să fie mai puține cuvinte, mai multă treabă. Nu va suporta minciuna și nici dacă domnișoara nu va avea grijă de ea. S-a despărțit de fosta iubită din cauza unei mici confuzii, după o relație care a durat 3 ani. Alexei, băie de la Nord, salut! Da, băie de la Nord, acolo, băie, ai pregătit zestrea? Adică da. S-au pregătit părinții? Da, desigur. Tu ești, ai absolvit Universitatea de Sport, da. Iar în prezent muncești în kinetoterapeut? Da, ca kinetoterapeut. De unde tu muncești? La Spitalul de Traumatologie și Ortopedie. Wow, bravo! Mă crezi cu maturi sau cu copii? Nu, pentru maturi, mai mult. Oh, tu, de ăștia n-am avut, auzi? Ai zis că îți dorești extrem de mult să te dezvolți în medicină. Da. Adică, povestește-ne, că noi dacă nu avem legământul, nu prea cunoaștem. Funcția care eu la moment fac, e nu, adică asta nu e medicală. Așa. Adică nu studii medicale să se ocupe. Așa, vreau să mă dezvolt mai departe ca să am studii medicale. Universitatea de medicină? De medicină, da. Dar la sau, ce facultate? Adică acolo, nu știu dacă se face acolo? Sau deja să-mi depun documentele pentru doctorat, dar doctorat în sfera care... Dar cine ai depus acum în toamna asta? Că ai avut posibilitatea. Nu a avut când? Am făcut cocktailuri. Nu, posibilitatea am avut, pur și simplu nu am primit actele înapoi după master. Eu am finisat recent master în România, studii de master. Și de ce nu le-ai primit? Că încă nu sunt gata. N-ai putut să insisti, să spui că iată, eu vreau la doctorat? Eu de ce pe tine te întreb ca să înțeleg cât de activ tu ești? Dacă n-am activ, primit dar... documentele de atâta că nu știu și... Da, putem să mă duc, ori nu putem. Eu asta, eu vreau să văd energie la tine este. Nu e problema, pur și simplu 2 ani de activație, eu cred că pentru mine asta e puțin și eu un an de zile dacă o să activez și o să mă dezvolt o leacă în partea asta, o să fie pentru mine e ok. Eu adică asta intenționat a fost, de fapt. Cred că alegerile se fac realizate printr-o dorință imensă. Tu, în prezent, ai scris că închirezi un apartament, da? Cu cine? La moment, singur. N-ai niciun animăluț? Nu. Dar ce părere ai despre cei care au prea mult animăluțe? Adică, dacă ai grijă... Eroina noastră, Anastasia, are o febleță aparte față de pisici. Ea, dacă te alege pe tine ca mire, prieten de suflet, de gând, ea a venit tot cu motani. Nicio problemă. Nicio problemă. Curat o să fac. Ce înseamnă îmi place să fac diferite cocktailuri? Unii faci, muncești în acest domeniu, ori doar că îți faci acasă să probezi, îți place când și acasă, prietenii. Dar mult timp am activat în domeniul dat. Când ca barman? Da. Barman, kinetoterapeut, mi se pare că asta sunt de pe alte planete. Nu. Sensorica, lucru pe mâine. Dovedești, dacă tare vrei, dovedești, să faci studii și să lucrezi. Sau tu ai avut necesitate de bani? Evident că financiar independent vrei să fii... Dar voluntariat faci? Iată, de exemplu, Anastasia face voluntariat. Nu faci? Tu n-ai vrea să deschizi un centru ca să faci un fel de caritate, masaj pentru copii, Maria, de reabilitare? Maria, nici tu să fac caritate, dar el încă nu s-a adunat lui hai pentru un apartament. Hai să vedem noi calitățile. Tu îți vor caritate, tu îți vor cumva să le cadă ceva de sus. Da, și vreau să fac un gest de caritate în ziua de duminică, cred că când o să fie weekend, ziua liberă, și această zi liberă se oferă pentru consultații gratuite, ca unde? De exemplu. Deja la propria afacere, cred că.
Asta ar fi frumos și o publicitate pentru tine ca profesionist și un gest, într-adevăr, de calitate pentru copii, eventual. Я думаю, что он хороший парень. Он занимается интересными вещами. У него хобби интересные. Молодой, симпатичный парень. Кто там активат в калитате де бармен? Серьез? Да. Foarte mult timp. Relativ foarte mult timp, în perioada când eram studentă. Eu știu că părinții te-au divorțat când aveai tu 8 ani, mai încă un frate, mama ta este plecată în străinătate pentru ca să poată da o viață mai frumoasă, pentru că așa majoritatea au făcut părinții, au plecat din nevoie de bani. Mai ai un frate mai mare, mai mic? Mai mic. Mai mic cu 2 ani. E lângă tine? Ori el e la nord? Nu. La moment tot se află în Chișinău. Dar de ce nu stați împreună? De grabă. Trâncesc bun. Da. Viața privată. Dragostea ta a durat 3 ani. Da. Te-ai cunoscut unii cu... Pentru că dragostea durează doar 3 ani. Da. Ce... Nu dragostea durează 3 ani, pasiunea durează 2 ani. Un oraș. Noi ne-am văzut prima dată în oraș, adică am decis să mă apropii, să fac cunoștință. Ați trăit împreună? Nu. Deci, a durat 3 ani și după aia v-ați despărțit din cauza unor neînțelegeri. Da. Ce neînțelegere a fost? Deci erau multe momente și multe chestii care... Dar tu știi ce se întâmplă? Când, de momentul când tu nu ți-ai spui gândul sau supărarea, supărarea asta se tot transformă într-una mai mare și mai mare. Bun, femeile, de exemplu, eu tot timpul am zis, cu cât e mai mare supărare, cu cât mai mare cumpărare. Eu dacă mă supăr, îmi cumpăr tot ce ești mai scump. Hai femeile, să aflăm totuși care au fost, iar care au fost supărarea. Păi de, tocmai de asta, de port eu când sunt dialog, povestește-ne care a fost până la urmă supărarea. Nu eram auzit. Adică eu chestiile... Dar tu ai auzit-o pe ea, poate avea așa niște ofere. Da, desigur. Da, desigur, dar eu din partea mea ceea ce trebuie să fac, eu făceam, dar ceea ce rugam eu să fie făcut, dar eu nu primeam. Adică chestii mărunțușuri. Taman că mărunțușurile este care le... S-au acumulat. Adică permanent, iarăși discuție, iarăși ne întoarcem la o anumită temă și eu văd că schimbări nu sunt. Eu mai știu că Alexei are o fobie. El și-a scris, a zis că e frică să uite la oameni în ochi. Adică asta e o problemă. Nu e o problemă, el concret să uite în ochi la noi. Uite-te la Anastasie, te rog. Și puneți unul celălalt întrebări. Așa cum vreți voi. Eu întrebări nu am, eu nu vă spun că kinetoterapeut, eu am hernie de disc, barman tot am fost, dar faptul că nu te uiți în ochi, asta e o foarte mare problemă, pentru că eu când vorbesc cu oameni și nu mă privesc în ochi, ne certăm. No, eu sunt. Problema în care eu când povestesc ceva, eu am tendința să nu privesc în ochi. Adică, nu știu, așa mi s-a format... Când lucram ca barman, când activam, mai ales când stai și lucrezi și cineva stă aproape lângă tine, privește în ochi, mâinile tremură. Și e că, ca să fii mai concentrat, am decis să nu privesc în ochi. Înțeleg. Nu am întrebări. Nici noi nu avem întrebări, ci avem o propunere pentru tine, Alexei, pentru că te invităm în scenă. Vrem cu toții să urmărim ce surprize ai pregătit. Da, succes! Bine. Deci, facem o mică magie în moment. Sunt foarte atentă. Dar comentează, te rog. Asta sunt ingrediente secrete. Tak. Așa mă jist fetele. Adăugăm un pic de pasiune. Pasiune trebuie să fie multă. Tot-i calculat. Adăugăm? În general, nu adăugăm. Nu, ok. Atunci nu adăugăm. Tak. La moment. Respect. Totul adăugăm. Practic. Asta, provocări. Adăugăm. Fără că să-ți întrebi, vezi, o adăugat. Poate pentru că părerea nu contează. Sau contează și părerea mea. Eu cred că vrea să te impresionezi. Maria, când scot o geamă? Maria, ce frumos! Vai, ce... Asta e...
Cum numim acest cocktail al dragostei? Cum? Îi dați o... Dați-i împreună o denumire, nu? Anastasia. Anastasia, da. Anastasia, vă, ce frumos. Mersi. Uite, sunt prof. Mai pune. Spate-mi. Eu credem că aici și mâncare, dar nu. De urmă. Avem flori la desert. Nu. Mai am un certificat pentru tine. Mulțumesc. Deja. Tu our message. Corect? Corect. Eu engleza, nu știu. Tradu ce ai făcut acolo, ce ai zis? 2 ore de masaj. Presupun că la tine. 2 ore de masaj, da, la tine. Da, 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 desigur. Și masaj de care? Maladie! Deja? Da, da, la fapte. Deci toate aplauzele pentru tine. Mulțumim. Mulțumesc. Este o surpriză mega superbă și ești un bărbat care, într-adevăr, prin fapte cucerește femei. Alexei, mie mi-a plăcut. A fost drăguț. A fost drăguț, dar cum ar trebui să fie ca să fie potențial tău, Mirei, să-ți placă? Trebuie să o cunosc. Măi, ți-a dat un voucher. Da. Ți-a făcut un cocktail din ăla. Da. Bun? E bun? E bun. Păi, un bărbat prin fapt îi recunoaște. Dar se vede după ochi, i-a plăcut. Dar cum trebuie să spună? Da, da, dar mi-a plăcut, hai să ieșim împreună. Nu, sigur că nu. Da, a fost drăguț, tot corect i-a făcut. Așteptăm, așteptăm și alții să vedem toate piață și degeaba ai venit la emisiune. Destul de interesant. Victoria, ce părere ți-a lăsat acest potențial mire Alexei? Foarte de treabă, dar trebuie să fie un pic mai încrezut în ce, cum se comportă. Dar vreți și așa cum, să cunosc cu tine 20 minute de să fie încrezut, să te apuci de o mână. E gata, el a venit, s-a demonstrat că poate asta, face asta, își dorește asta. Alexei este născut în zodia Taurului și are și Marte în semnul zodiacal Fecioară. Deci el este așa cum este, liniștit, practic, prin fapte a demonstrat ce poate, ce propune, ce oferă. Concret, cocktail și masaj și după mine este un băiat autentic, deci nu a venit să facă show sau... Eu înțeleg că îți plac bărbații așa mai aprici, mai narciși. Eu... Bine, am să-mi expun părerea la sfârșit, dar el este așa cum este. Taurii sunt, știu ce fac, știu unde să meargă, știu ce să obțin. Deci, probabilitatea să lăsești tocmai pe el. Între timp, mai avem, așa cum a zis și Maria, mai avem miri care te urmăresc acum de pe sticlă și abia așteaptă să facă cunoștință aici, în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Анастасия, меня зовут Владислав. Этот букет тебе. Благодарю. Эти белые розы, думаю, будут достаточно красивым сочетанием к твоему наряду. Благодарю. Vladislav, 25 de ani. Este manager în cadrul unei companii de logistică. Nu a reușit să absolvească universitatea întrucât s-a angajat în câmpul muncii. Dar nu regretă, deoarece acum câștigă bani. Muncește de la vârsta de 13 ani. A înțeles încă de atunci că dacă vrei să obții ceva, trebuie să muncești mult. Și el muncește, însă întotdeauna găsește timp pentru sport. Visează să ajungă până la vârsta de 30 de ani în lista revistei Forbes, că tot mai are la dispoziție vreo 5 ani. Se consideră un om foarte inteligent, dar cu un caracter dificil. Preferă ca toate lucrurile să-și aibă locul lor. Relația precedentă s-a încheiat tot așa de brusc cum a și început. Vladislav, bună seara! Dobrý večer! Da, ia spuneți-ne și nouă că stăm în suspans. Voi vă cunoașteți? Da. Ia povestește-ne, de unde, cum? Zi tu, Anastasia. Îmi trebuie dacă ne activam în alimentație publică atunci ne-am cunoscut. Da. Așa. Și adică, cum asta a fost? Voi ați fost colegi sau el vine acolo unde tu lucrai ca barman? Cum a fost? Noi ne întâlneam unde eu mă odihneam și tu lucrai. Da, da. Dar el ce muncea? Clienșic. Da? Da. În prezent, este manager în companie de logistică deja de 5 ani. Zice că are un salariu bine determinat de $1,500? M-am informat corect. Are un apartament, dar în prezent acolo trăiesc bunii, deține o mașină și își dorește neapărat să-și găsească o femeie frumoasă și probabil astăzi o va găsi. Възможно. Tu muncești de la 13 ani. Da.
Tu ai început să lucrezi, dar ce muncele la 13 ani? Pentru că erai minor. Да, да, приходилось работать туда, куда брали, раздавать листовки, там, гринхилсы, клеить какие-то аннотации на продукты. Да, ты че, види, интро фамилии вулнерабель, потому что ты на оба банки скажете? Вот я только хотела спросить, что заставило тебя... Можно еще раз? Что заставило тебя в таком раннем возрасте начать работать? Просто желание иметь свободные деньги? Или это была необходимость? Это не было какой-то острой необходимости, просто я понимал, что если я хочу что-то себе позволить, я не должен просить там у родителей или ждать, что... Почему? Я тоже с 14 лет работаю. А почему я должен просить у родителей что-то? Мама та есть стилист, да? Да. Мене я мерси кштига форте бине. Я кома реакционат, кен копил ей 13 ани лок са шфака студия. Она очень позитивно отнеслась к тому. Да? Да, потому что это никак не мешало моей учебе. Я занимался это либо в летнее время, либо же в перерывах от учебы. А еще бărbat frumos, да, și bărbat, да, știi, și cunoaște în perfecție ta limba rusă, română, engleză și ucraineană. M-am informat corect? Limba română nu știu destul de bine. Lasă foarte bine, am vrut, foarte bine te descurci. Dacă ar fi majoritatea așa să descurci, cum se descurcă Vladislav. Vladislav, ai zis că îți dorești la 30 de ani să ajungi în Forbes? Da. Ca успехи? Список Forbes. Пока идем уверенно, но... Медленно, но уверенно. Медленно, но я уверенно, тоже туда стремлюсь. Да, ну вот как раз одна дорога по пути. Ну, рак... Рак бочком, бочком, но идет уверенно. Да, конечно. Это столько лап у рака. Ты успеешь до 30? Сколько тебе? 5 лет конечно. Осталось? Это что такое 5 лет? Это целая вечность. Да? Так да. Тебе кажется, что все прям можно успеть? В зависимости от желания. Сколько нужно иметь заработок годовой для того, чтобы попасть в Forbes? Тут не стоит вопрос заработка, чтобы попасть в Forbes. В Forbes попадают не те, кто зарабатывает на сегодняшний день там 1000, 2000, 3000 долларов. В Forbes попадают... Те, кто добился какого-то успеха, что принесло ему дальше финансовую какую-то стабильность. Ну вот я и спрашиваю, какая сумма должна так быть для того, можно зарабатывать и до 29 лет, там, допустим, полторы тысячи долларов, 2000 долларов, 3000. И попасть в Forbes? А после, там, ну не знаю, с 29 до 30 ты там выиграл джекпот, образно говоря. Есть у персонала этати кредко позитив, пунктуалы, аре амбиции, алисали, кари... Plivăm plinii. Vladislav, dar tu să ai așa bani, apoi te-ar vrea să măriți cu tine. Îți poți face în fiecare sector din Chișinău cu tu familie, cu tu mireasă. Bun. Tu îți place sportul, basketbol, sala de forță, mergi desde dimineață până mergi la serviciu. Da. Cânti la gitară, citești. Dar ce înseamnă pentru tine timpul privat, cu prietenii? Unde ești? Mai ai? Pentru că tu muncești 14 ore din 24. Не всегда. Я сказал, что 14 – это прям максимум. Я могу работать и 9 часов, и 8, и 7, и 6, и 10, и 12, в зависимости от того, насколько много обязанностей на сегодняшний день. Угу. Время свободное всегда находится, исходя из того, что как бы договорились ли мы, если у нас есть какая-то договоренность с ребятами, с друзьями, мы всегда подстраиваем свое время и освобождаем это время для общих встреч. А что нужно тебе для перезагрузки? Вот что ты должен сделать для того, чтобы табула раса была, и ты мог снова работать 24? Поспать один день хорошо. Выспаться. То есть ты в этом смысле Соня, тебе не нужно ничего экстраординарного, ты не прыгаешь с парашютом, ну, ты у меня и так достаточно не уезжаешь в путешествие, жизнь. А вот тебе нужно просто выспаться. У меня очень активная жизнь на самом деле, я поэтому и мне не нужно там что-то сверхъестественное, я могу поехать на выходные там на Украину или в Румынию, куда-то попутешествовать в такие короткие сроки, но... Настя, ты любишь путешествовать? Мне много не нужно. Обожаю. А как у тебя с перезагрузкой? У меня давно не было перезагрузки, если честно. Даже когда я отдыхаю... Если лечь, пиден спяй, Владислав, сейчас вы перезагрузите самой. Даже когда я отдыхаю, то я работаю. Врезу повестись привет сата привата. Драгосте, чей чин сам аич. Прима драгосте, а интернет он в парк. Ту авей 15 ян, когда ты ла гитара, кштигай дина ста бань? Нет, нет, это просто на лавочке сидели. Și această relație, și această dragoste frumoasă a durat timp de un an. După aia fata a plecat peste hotare, iar tu ai rămas cu acest of. Zi-mi, te rog, dar ce au trecut 10 ani? În 10 ani nu s-a mai întâmplat nicio... Нет, у меня были отношения. Конечно, были отношения. Но это были самые такие запоминающиеся, романтичные. Это такой возраст, первая любовь, влюбленность, эти чувства, которые полыхают в тебе там, в 15 лет совершенно... А вы поддерживаете до сих пор отношения? Нет, нет. Вы поругались связи. Или просто не так было никакой ссоры, никакого сверхразрыва. Это просто обстоятельства так пришли на Почему тот момент. Почему же вы не переписываетесь? Ну, на тот момент это было намного сложнее реализовать, а сейчас Зачем бегать искать человека. Зачем? Ну, мировые одноклассники. Одноклассники, да. Faces, people.
10 ani în urmă, fost scrietă pe одноклассник. După aia treptat au trecut pe Facebook și de pe Facebook au trecut pe Instagram. Ну тогда еще не так сидели в социальных сетях. Это сейчас люди зависимы от социальных сетей. В общем, короче, ты забросил первую свою любовь, да, и пошел дальше. Да, пришлось так. Что пошел дальше? Форбсы. Чего с этим другом ведь? Я говорю, фат фрумаза. Да, конечно, у меня были еще долгие отношения. Что? Сколько времени длились самые длительные? 3 года практически. Ух, долго? Угу. Да. И чем завершилось все? Обоюдным расставанием. Почему что? Возраст, желания, интересы. Это, эти отношения были на этапе взросления, когда ты понимаешь, что... Хорошо иметь отношения, классно, но взрослее ты понимаешь, что, возможно, какие-то интересы либо желания жизненные не совпадают расходятся с тем, что да, и лучше мирно, тихо разойтись. Ты вообще ревнивый человек? Нет, я очень спокойный человек. Виктория, только ножки? Да. Ян, el l-a întrebat pentru că tu ești prietena a Miriei noastră, a eroina noastră principală. Așa că ia vezi, mai ales că voi vă cunoașteți deja, ea l-a întrebat. Eu слишком много про него знаю, чтобы еще какие-то вопросы задавать. Și скелеты в шкафу? Она его лучше знает, чем я. Его двоюродный брат учился со мной в одной группе, поэтому мы часто очень пересекались. И, в принципе, я знаю, какой он. Гадость, кстати, гадости я про него не знаю. Только хорошее. Да, только ну хорошее. Что самое хорошее, что запомнилось? Ой, такой прям мальчик, такой молодец, вот он вот это, вот это и вот это. Он очень много работает, и как бы это самое главное. Виктория, да ты как буна, чем я буна приятна для сюжета Анастасии? Лайфи рекоменда пе Владислав? Как крезь, сар премью переки, он тандем? Eu ori cred da. Că eu trebuie să văd și a treilea băiat ca să spun sigur, l-aș recomanda sau nu, dar poate da. Iar acum este momentul potrivit în care te invităm în scenă, vrem cu toți să urmărim ce a pregătit Vladislav pentru Anastasia. Rămâneți alături de noi! Mulțumesc pentru tembrul tău vocal, pentru farmicul pe care îl emani. Îți doresc succese mari, multe realizări și neapărat toate visele să-ți fie împlinite. Între timp, te invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai pe tine, te alege Anastasia. Succese! Desigur, bărbații care sunt în goană după averi, după loc în societate, că vrei pe formă, deci ei sunt niște narciși, deși ei îndrăgostit tu de dânsul și el numai el cel mai bun. Restul cumva ambinat. Banul fericirea n-a dus. Da, da, este un om care câștigă bani, dar și foarte talentat. Da? Foarte talentat. De cum cântă? Foarte super. Tocmai de-aia și zic.
Chiar dacă își doreau, puteți să fac și o carieră. Eu cred că carieră. El poate și să gătească și mai are și multe alte talente. Atunci întrebarea alta. La cine trebuie femeie? Da, la cine trebuie femeie? Dacă el știe tot să facă. Eu tot știu tot să fac, dar nu ne oricare, oricine. Nu, eu cred că el știe exact ce dorește femeie. Și știi cum să cucerească. Dar aici așa sunt. Ei au un simț foarte profund. Știi dar tu doar îl cunoști. Și de nebunești de cap. Dar nu, cunosc așa de bine. Eu știu că e băiat de treabă. E că tu ești un exemplu clar, da? Având lângă tine așa un prieten, un băiat de treabă, frumos, cu capacitate, tu nu l-ai observat. Băi, voi de să urmești spre viață, voi nu observați că cel mai bun prieten care stă lângă tine, un coleg de tău de bancă, de clasă, de aulă, de... E tamam potrivit. Bă, căutați, nu știu, pe cine, pe... Johnny era Dio. Într-o relație nu de până, nu de mult, Linus. Nu, noi ne cunoaștem de până la relație de mult, de mult. Știi de ce? Că tocmai de asta și vrem. Tu ne-ai observat cu capacitatea atât de bravă să fii. Tu pe tău l-ai luat de 2 ani și jumătate. Care, dar nu, l-am luat. Ea și așa a pus niște ochelari roz, că nici măcar nu a observat că ăla avea timp să umble la alta. Pentru că ador culoarea roz. Vrace, când cântă, cântă cu sufletul. Oh. Asta contează. Lasă-l să vină Trile, dă-l din pe Trile, poate nu vine în roz ca știne. Mm-hmm. Și vede lucrurile poate mult mai altfel. Așa că este momentul potrivit să-l cunoaște pe potențialul mirii cu numărul 3. Salut! Salut! Cristian Pleșca. Încântată, Anastasia Slakfenko. Da, și-am vrut să te îndulcesc un pic. Mulțumesc. Da, da. Să vezi toată lumea. Da. Să mergem. Cristian, 31 de ani, este un tânăr care îmbină de minune două meserii, cea de specialist IT și cea de fotograf. Îi plac ambele activități și îi mai place să călătorească. Visează să deschidă un studio de fotografie cu un design unic în Moldova. Consideră că are de ce să fie mândru și a cumpărat singur un apartament, iar pasiunile lui îi aduc bani buni. Este în căutarea unei domnișoare cum se cade, care, după părerea lui, trebuie neapărat să muncească. A rupt toate legăturile cu fosta sa iubită, după ce aceasta l-a înșelat cu cel mai bun prieten al lui. Bună seara, Cristian! Ne bucurăm că ai revenit pe platoul de filmare și cu siguranță putem deschide un club, clubul înșelaților. Tu ai fost înșelat, el a fost înșelat, bă... Ce frumos! Foarte frumos! Cea mai populară dorință ca să nu fiu înșelat la noi. Asta parcă plutește în aer. N-ar trebui în general dispus despre asta. Eu tot timpul am avut o curiozitate. Băi, voi când reușiți să vă înșelați unul pe celălalt? Că eu nici acasă nu doresc să mă înșel. Sigur pe tine? Da. Cristian, ai mai fost la noi în studio? Nu te-ai supărat că nu ai fost ales? Nu, de ce? Nu sunt o persoană spărăcioasă. Dar ce reacție au avut oamenii care te-au văzut în micile ecrane? Eu cred că pozitiv. Așa-i? Adică fiecare om are reacția așa. Să vă răbuți la care sunt vai, dar n-ați făcut cum trebuie și n-ați vorbit și nu vă spieptăm cum trebuie. Ba da, cum trebuie. Asta tu nu ai făcut cum trebuie. Da? Fiecare om are o părere aparte. Hai să ne povestești. Ești fotograf și ești în domeniul IT în două companii. Deja ce? Una. Deja, dar una ce e gata să... Da, una a renunțat deoarece nu reușesc. Pasiunea de fotografie este ca un... A fost un hobby, acum e deja ca un second job. Să din zicem asta se câștigă? Da, se câștigă. Dar ce fotografiezi de obicei? Oamenii? Am început cu... Chiar, adică, rudele care le aveam, evenimente... Nunți, cumătrii... Nunți, cumătrii, recent am început. Fac proiectele mele fotografice proprii, mai mult modele, deci care le combin cu ideile mele care apar. Adică mă gândesc la concept, mă gândesc la modelul potrivit, caut fata potrivită, propun deja colaborarea, make-up artistul, vestimentația și așa mai departe, locația. Slipun și pe dânsii așa, cam nu prea eu văd împreună. Deci, 2 ani și jumătate, te-ai întâlnit cu o fată. Da. V-ați făcut planurile pentru viitorul apropiat și cel departat. Da, dar am trăit împreună. A stat în concubinaj. Da. Și respectiv veneau mulți prieteni, colegi. Și după aia ți-ai dat seama că ea te înșela cu cel mai bun prieten al tău.
Da. În casa voastră. Dar tu unde erai? Nu. Deci ea era la o zi de naștere, el tot era unicul din invitație. Adică tu unde erai? Eu eram, nu știu, eram cu locul ocupat, eram în altă parte. Vezi că ajungem la vorba aia. Dacă nu reușești tu, reușești altul. Trebuia și eu să merg, atunci nu era cazul dat. Ok, el nu știa de relația noastră, nu știa. Cum nu știa dacă tu ai afirmat că el era bun cu tău prieten? Și păi da, tu nu știi că tu de 2 ani trăiești cu o fată? Nu știa că ea este prietena mea. Și el nu arăta la nimic, cred că. El o ține în casă. Deci s-a produs cazul dat. Acolo, la zi de naștere? Da. Dar tu cum ai aflat? Cam repijor. Sincer, tot prin prieteni, adică și am ieșit la el, el mi-a recunoscut, ea nu dorea să recunoască, ne-am întâlnit toți trei și ea a recunoscut. Adică, și ce ai avut de câștigat din asta? A vrut doar să recunoască lucrul acesta, să fie un om corect. Adică mie îmi place să fiu corect în viață, mie îmi place să fiu și foarte serios, mă atem de ai lucrul acesta. Ai primit o satisfacție din asta când e o confirmat? Nu, doar am dorit să recunoască și atât. Adică nu am procedat ceva să o lovesc sau de genul acesta. Pentru că să aplici forța la o femeie, asta nu e bărbat. Ei, nici tu nu ești arimașca sau să zici, vine și femeie. Păi... Nu e sensul ăsta. Îi dă o palmă și s-a rupt mâna. Zici, și așa ești, ce ai pățit cu mâna? Și s-o mai tratat, în arată. Da, da, s-a tratat. Ai mai tratat-o? Da. Și că e depinde de femeie. S-a găsit vreuna. Dar tu știi ce s-a întâmplat cu mâna? De ce s-a întâmplat cu mâna? E o istorie aparte vara aceasta. Noi avem timp, poți să ne povestești. Da, deci mă grăbeam la un eveniment în România și făceam bagajul. Deci trebuia să-l fotografiez și înainte de job-ul meu, prima, adică seara era autocarul, făceam bagajul și am căzut pe podea acasă, era lunicos ceva. Și de marginea patului, adică de lemn, am lovit cu acela mână și am crezut că nu este ceva serios. Adică am plecat așa 3 zile în București. Dar cum tu ai aflat că este ceva serios? Ai frânt când m-am întors, am făcut radiografie deja la urgență și am fost pus în gips. Să te faci bine. Ne dorim extrem de mult. Da, la anul 2022 să fii tot ok. Deci, ia fii atent. Ana Sasie e eroina noastră principală. Îi place că aș face voluntariat, are psici, are grijă de copii, de bătrâni, tu? Dacă te alegi dânsa, tu ai apartament, ai scris, nu? Da. Ea vine cu 4 psici. 4 sau 3? 3. Ei mai fac introdășini. Ea e 4 psici. 3 psici și caracter vulcanic. E poate să sară la bătaie. Tu nu știi? Nu. Are vicii. Fiecare om are. Vreau să spun altceva. Anastasia își dorește extrem de mult 2 copii, dintre care unul vrea să-l ia de la orfelinat. Nu știu de ce, să-mi povestești de ce. Eu vreau, nu știu, mulți copii vreau. Vreau o familie mare. Eu și de ce ți-ai pus din star planul? Că m-aș face eu unul, dar unul să-l iau gata făcut. Eu aș vrea să schimb viața unui copil din orfelinat. Foarte tare mi-aș dori. Dacă ar gândi fiecare dintre noi așa, orfelinatele nu ar mai fi. Ar fi goale. Tu ce părere ai? Ești gata? Pentru că tu ai vârsta de 31 de ani. Ea are abia 25. Tu ești gata să-ți întemeiezi o familie? Da. Să iei un copil din orfelinat? Eu cred că ea dorește, Anastasia, să facă o faptă bună. Ну, мне кажется, он либо скромный, либо неуверенный в себе. Ну, и такой, говорю, загадочный парень. Пешти униори юбески заларе, се изолязе, ши femeia trebuie să-l lase în propria liniște, intimitate, uneori să-l inspire, să-i fie o sursă de motivație, o muză. Mai mult ți s-ar potrivi o persoană pentru viață, liniștită, cu un temperament mai liniștit, mai temperat, creativă, visătoare poate, care să te susțină în ceea ce tu faci și să te inspire în ceea ce tu faci. Este momentul potrivit în care te invităm pe tine, Cristian, în scenă, pentru că vrem cu toți să urmărim ce surprize pregătit pentru frumoasa noastră eroină, Anastasia. Pentru că ești o fată drăgălașă, uite, ți-am pregătit o sesiune foto cu un motan pufos, Leo, care îl cheamă. Și poți trece aici lângă brad. Poți să fie mai bine. Facem deși portret. Mulțumesc.
Nu te chem, Mitițiola, nu te chem. Eu cred că el stine. Da, da, e frică. Toate aplauzele, Cristian, mulțumim! Succese mari, te invităm în camera de așteptare. Cine știe, poate tocmai pe tine, Anastasia, te va alege. Domnul Leonid, Leo îi zice, așa mai în română, stai liniștit pentru că și suntem mai multe femei. Nu-i place de tine. Ei, nu-i place el de tine, că se uit la tine. Deci, mie mi-a plăcut extrem de mult acest băiet, Cristian. Nu puneți mâna pe cavalerul nostru, așa. Voi povestiți-ne. Ce părere ți-a lăsat Cristian? E un băiat drăguț, dar nu cred că ne potrivim. El e prea liniștit pentru tine. Da. Uite, el te-a nimerit aman cu psica. El parcă, știi cum, a intuit că tu ai o feblețe aparte pentru psici, pentru felinile astea minunate. Eu ce cu minte e. Cristi este mega drăguț, a încântat-o pe Anastasia, dar la sigur ei nu se vor înțelege, pentru că Anastasia este cu un caracter cu mult mai puternic ca el. Da, pentru tine ar fi potrivit? Nu, eu am prieten, eu sunt ok. Eu nu am. Dar de ce tu crezi că nu s-ar înțelege cu caracterele? Cum? Pentru că Anastasia este o persoană foarte energică și are nevoie ca e lângă ea. Dar din ăștia atâți trei, cu care ar fi potrivit? Alexei, Vladislav, ori Cristian? Probabil cu Alexei. Cu primul, da? Cel care e barman, care a făcut cocktail, care... Da. Mie mi-ar plăcea și Cristian, de ce nu? Uite ce a intuit, s-a dus un pisoi, s-a făcut o fotosesie. Primul, Alexei, ne-a impresionat pe toate. El a fost foarte, nu știu cum, așa, el ușor, ușor, fără... De la început mi-a părut că el este un pic nervos și chiar timid, nu, dar el ușor a cucerit inimile noastre. Și cu acea surpriză cu cocktailuri, și cu acest cadou de masaj, și în general cu felul lui de a fi. Foarte așa simplu și leger. Este un banc despre tauri și despre o turmă de învaci, dar noi n-a să povestim acest banc în emisiunea asta. Fiecare, dacă vrea, să informează. Păi, iată, mi se pare că el este acel care este foarte calm și știe ce face, încotro merge și ce scop vrea să atingă. Deja când l-am văzut, credeam că emisiunea gata, nu mai are rost să continuăm. Dar iată, a venit Vladislav cu cântarea lui formidabilă, cu ochii lui romantici și cu practicismul extraordinar și cu voința de a câștiga bani, și eu acum stau la dubii, nici nu știu ce să-ți recomand. Deci aceste două persoane m-au impresionat foarte mult, de mult nu m-au impresionat așa cum astăzi. Deci, nu știu, alegerea ți aparține, dar ambii merită atenție, eu aș spune, nota 10 la fiecare din ei. Alexei, născut în semnul zodiacal Taur, m-a impresionat și pe mine. Cu calmitatea, cu raționamentul și, cel mai important, cu grija față de oameni pe care o poartă. Exact ceea ce ai și tu în interiorul tău. Deci, marcajul ăsta pe fecioară. Și cel mai important, că voi sunteți la vârsta când joacă hormonii și sunteți compatibili și din punctul ăsta de vedere. Aspectul dat. M-a impresionat și candidatul 2, Vladislav. Rac. Un rac ambițios din punct de vedere social, dar în interior foarte plăpând și romantic. Este prea romantic, prea emotiv pentru tine și prea ambițios. Deci va pune, cum am menționat anterior, relația mult mai târziu, deci în prioritate. Deși lui, iată, el acum mă aude, este recomandabil o parteneră din zodia Balanță. Anume, cu Balanță vă face bani. Parteneriat, bani, câștiguri și așa mai departe. Și ultimul, tot candidat din semnul zodiacal Taur, scuzați, Cristian, este prea liniștit. Un Taur, și primul este liniștit, dar ăsta este prea temperat. Tu ești mult mai vulcanic. Ai să te plictisești, te vei plictisi. Șanse, adică avem practic egale, dar deja hotărăște mireasa. Eu recomand astrologic pe primul candidat să-ți dai o șansă să încercați o relație de prietenie. Deci eu sunt pentru Alexei.
Pentru mine, Cristian este așa un bărbat din ăsta de măsa blândă, zgârâie rău. Este așa mai special, cu toate că mi-a plăcut. A făcut o fotosesie și-a dorit. Vezi că el așa un pic voalat. El l-a mai văzut în cadrul acestei emisiuni și e așa mai specific pentru femeie. Nu știu. Vladislav, cel care își dorește să ajungă pe lista Forbes, cel care are un salariu, cel care poate să-ți ofere, pentru că noi femeile asta căutăm. Un bărbat nu doar ca să-ți spună că ești furicica și ești iepurașul lui și de să-ți facă o poză la brad, sub brad și lângă brad. Nu. El ăsta o să-ți asigure. Mm-hmm. Iar Alexei este, știi ce este exact pe unda aia pe care ești și tu de altfel. Îi plac lucrurile alea pe care, de altfel care ai tu o feblețe față de cocktailer, de ce înseamnă barman. Și este bărbatul care a venit, a dat, ți-a oferit și a zis, vezi, alege-mă, eu te aștept. Într-adevăr, încă o dată mă repet, m-aș bucura ca în cadrul acestei emisiuni să ieși pe scenă și să zici că el este alesul inimii mele, iar peste o perioadă de timp să auzi cuvintele magice. Hai să ne căsătorim, pentru că asta este menirea noastră și asta este visul nostru, a echipei TV6. Ca tu sau cea care ne urmărești pe micile ecrane să-ți găsești sufletul pereche. Îți dorești succese mari. Te duci în camera de așteptare și faci alegerea potrivită. Leo, dorești succese. Miau! Eu cred că putem să ne cunoaștem mai îndeaproape, da. Pentru că mi-a părut interesant. Da, eu sunt de acord. Da? Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și heroina noastră Anastasia, l-a ales pe Alexei, le dorim succese mari. Vouă însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată în viață cuvintele magice, hai să ne căsătorim. Și apropo, vreau să vă reamintesc și de concursul nostru, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de voi, dragii noștri telespectatori, prin voturile exprimate pe site-ul căsătorim.md. Baftă tuturor, succese mari, o seară frumoasă alături de cei dragi și nu uitați, rămâneți doar pe TV6. La revedere!